transferat în această vară la volei municipal Zalău, moldoveanul Marin Lescov consideră că poate face o figură frumoasă în sezonul viitor cu formația de la Poalele Meseșului. Conducerea Volei Club Municipal Zalău a efectuat în această vară câteva achiziții importante pentru sezonul viitor, printre jucătorii aduși la echipă numărându-se și ridicătorul moldovean Marin Lescov. Zalău l-a susținut în această vară 6 jocuri de verificare, iar Lescov spune că noua sa echipă a avut evoluții destul de bune în aceste partide. Moldoveanul consideră că formația zălăuană are în componență jucători tineri, dar valoroși, cu care poate face o figură frumoasă în sezonul care stă să înceapă. Da, mie personal îmi place foarte mult echipa, este o echipă tânără, o echipă de perspectivă. Am făcut câteva meciuri de pregătire care au ieșit destul de bine. Începe să ne iasă jocul, începe să apară legătura aia între jucători, deoarece într-o echipă dacă se schimbă ridicătorul e cam greu să te acomodezi. Dar suntem jucători destul de buni, jucători foarte tehnici și la momentul actual suntem într-o formă foarte bună. Sigur, mai avem 20 de zile, mai avem unde crește, dar eu vreau să spun că sunt mulțumit la nivelul ăsta. Și sunt sigur că la ora campionatului o să ajungem într-o formă foarte bună. Printre adversarii Zalăului din jocurile de verificare s-au numărat Dinamo București și nou promovat aceste Banatul Caransebeș. Eu le-am văzut destul de echilibrate și Caransebeș are o echipă nou promovată, dar care a adus câțiva jucători foarte buni. Și să o comparăm cu Dinamo de anul trecut, care a fost pe locul 3, dacă nu mă înșel, și Caransebeș, care este o nouă promovată, le văd cam la același nivel. Deci sunt sigur că va fi o luptă foarte crâncenă în campionat. Lescov este de părere că Tomis Constanța va fi și în sezonul viitor principala candidată la titlul de campioană. E greu de spus. Încă nu am văzut toate echipele la treabă, dar cu siguranță Constanța va fi una dintre ele, deoarece după numele pe care le-au adus la echipă, cu siguranță vor juca foarte bine, este o echipă bună. Dar noi trebuie să ne facem treabă, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să trecem de fiecare echipă și când va veni ora cu Constanța, o să încercăm să ne facem treaba și atunci. Chiar dacă nu a mai jucat cu el în trecut, colaborând doar cu fiul său de la Tomis Constanța, Marin Lescov spune că Stoian Stoiev este un antrenor valoros și pe placul jucătorilor. Mie îmi place foarte mult, are același stil ca și fiul său de la Martin, de la Constanța. Cum am mai spus, Martin a învățat meserie de la taicăsu și sunt obișnuit cu stilul lor de antrenament. Mie îmi place foarte mult și echipa e foarte mulțumită de modalitățile lui, de stilul lui. Cu siguranță o să ne aducă într-o formă foarte bună la ora campionatului și eu sper că o să facem o figură frumoasă în acest campionat. Marin Lescov este titular în Naționala Moldovei, cu care a evoluat în această vară în preliminariile campionatului european de anul viitor.